Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Constituirea Comisiei de Revizuire a Constituției a fost aprobată miercuri atât de deputați cât și de senatori. 439 de voturi au fost pentru, dar a existat și o abținere. Comisia Comună este compusă din 23 de membri deputați și senatori și are un birou format dintr-un președinte, 5 vicepreședinți și 2 secretari. Senatorul PSD de Suceava, Ovidiu Donțu, face parte din această comisie. Este important ca să aducem printr-o nouă Constituție decizia mai aproape de cetățeni și, de asemenea, asigurarea independenței justiției. De asemenea, există un vid legislativ în România, un vid mai degrabă constituțional. Am văzut cu toții în ultimii ani, prin faptul că existând două puteri executive în actuala Constituție, guvernul și componente în această putere are și președintele României, lucrurile nu au fost în regulă și atunci, odată pentru totdeauna, trebuie să ne hotărâm ce atribuții are guvernul și ce atribuții are administrația prezidențială. Sigur că obiectivele constituirii acestei comisii parlamentare de revizuire a Constituției se referă mai întâi la îmbogățirea regimului juridic al drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Și aici avem în vedere dreptul la apărare, inviolabilitatea domiciliului, protecția vieții intime, familiare și private, secretul corespondenței. Dacă până acum Constituția de până astăzi se referea mai ales la categoria întâia de drepturi ale omului, în mod evident, în dreptul european trebuie să intrăm în categoriile 2 și 3 de drepturi ale omului. Ne preocupă diminuarea numărului de parlamentari la 300, simplificarea procedurilor legislative. Poate e important să avem legi mai simple, mai clare și mai pentru popor. Nu în ultimul rând, ne propunem evitarea traseismului politic și prevederea în Constituție unor sancțiuni pentru traseismul politic. Potrivit algoritmului parlamentar, PSD are 9 membri, PNL 6 membri, PDL 3 membri, PPDD 2 membri, UDMR și PC câte un membru.